port coton dent. Bărbatul a ieșit din cameră. Mirela din Gurcă, e incredibil, este exact ce spune. Hotel Ancora este în Verbania, are 4 etaje cu mansardă, are în față un lac înconjurat cu munte. Nu pot să crezi că Mirela din Gurcă, totul se corespunde cu descrierea perfect. Dar mai departe, că nu știu pe ce, a fost o criminal, deci ea era cunoștință bună cu ăsta, da? Înțelegem că venea des la ea în cameră, da? Da, cu criminalul. Nu puteți la ea în cameră. La ea în cameră, scuzați. Cunoștință veche. Au făcut ei apace, trebuia să facă împreună. Nu știu, doamne, văd că s-au tăbărit și prin pat. Asta poate să aducă și o relație intimă. Nu vreau să greșesc, nu vreau să greșesc, așa mi se arată. Ce să vă mai spun, a ieșit din cameră, s-a dat un telefon că și-a încheiat misiunea. Noaptea a fost luată de 3 bărbați. Foarte ușor pus într-o valiză mai mare, ceva de genul ăsta, și aruncat pe apă, în acela. Aia e brânză. Deci a băgat-o și într-o valiză nenorocită. Da, dar s-o poate scoate. Nu i-a văzut nimeni când au scos-o. Nu i-a văzut nimeni. Cam atât, domnul Deaconescu, deocamdată. Cam atât deocamdată, domnul Deaconescu. Nu mai puteți să ne spuneți nimic acum? Sau că vreau să insistăm pe chipul acelui om. Dacă v-aș arăta o poză sau mai multe poze... Nu, e cenușiu deocamdată, e cenușiu acest tip. Nu vedeți, nu vedeți. Nu-l văd deocamdată, domnul Deaconescu. Wow! Mă întreb cu cine pleca ea din țară.